Iubiți credincioși, bun găsit la o nouă emisiune pe care o difuzăm totdeauna duminică după amiază la ora 17. Această emisiune ține locul conferințelor duminicale pe care biserica noastră le-a avut și trebuie să le urmeze în continuare. Am intitulat emisiunea aceasta Mărturii de credință în secolul 21 și am ales un cunoscut profesor universitar, profesor doctor, un om de știință, dar un om cu știința la zi, domnul profesor Constantin Dumitru Dulcan. Bine ați venit, domnule profesor, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, părinte. Am să vă las pe dumneavoastră să vă prezentați, pentru că citindu-vă CV-ul am rămas uimit câte realizări intelectuale aveți, câte studii ați publicat și mai ales cum ați purtat cultura românească pe toate meridianele lumii. Am rămas uimit, mai ales, și am apreciat prestația noastră ca un merit argeșan ce sunt și m-am bucurat mult că v-ați născut în locul acela, în lunca Corbului din județul Argeș, satul Mârghea. Mârghea. Da. Domnule profesor, cum v-ați realizat intelectual în țara aceasta? Păi aș vrea să încep cu începutul. Eu cred că oamenii care sunt meniți să vorbească despre Dumnezeu sau să facă matematică, poezie, orice altă profesie, cred că vin de la Dumnezeu cu această structură a creierului care permite să efectueze acel ceva pentru care este chemat. Nu cred că este nimic întâmplător, deși noi credem că este întâmplător. Spuneam că, de pildă, dacă vreau să fiu un Eminescu, n-am nicio șansă. Eu nu pot să fiu decât eu. Asta înseamnă că Dumnezeu mi-a dat această capacitate și recunosc asta cu profundă evlavie, că mi-a dat capacitatea de a putea conecta mai multe noțiuni într-o singură unitate. Poți să ai o cultură bazată doar pe memorie, dar în cazul ăsta, cuvântul dintr-un dicționar de pe fila din stânga n-ai nicio legătură cu cel din dreapta. Și atunci tu nu posezi decât niște noțiuni reținute prin memorie, dar nu poți construi ceva cu ele. Titu Maiorescu spunea că cultură înseamnă ceea ce poți construi tu plecând de la cultura pe care o ai. Adică cu ceea ce știm este important să putem să construim o nouă cultură, să zidim ceva. Pentru că pentru asta ne trimite Dumnezeu, să lăsăm în urmă, să lăsăm o urmă, o urmă luminoasă, nu umbrită. Să lăsăm ceva după noi, pentru că fiecare dintre noi avem această datorie, altfel nu putem să ne ducem doar la simpla existență de consumator într-o societate în care toți oamenii ar trebui și sunt chemați să-și aducă contribuția lor, să aibă aportul lor la existența unei societăți și, evident, global discutând la existența culturală și spirituală a unei lumi. Spuneam că m-am născut într-un sat argeșean. Mama mea era religioasă, când eram mic mă ducea la biserică, mi-aduc bine aminte, fiindcă eram mic mă ducea de mână, eu luam Paște Mare, iar adulții nu le dădea Paște Mare, spunea Paște Mic. Foarte interesant ca idee în sine, ce era în mintea mea. Dar sigur că ulterior, făcând școală, și știți foarte bine că școala asta era, în toate școlile noastre era o presiune ideologică atee, îi ascultam pe profesorii mei spunând una sau alta, dar îndoiala mea a apărut în momentul în care de la un an la altul se schimbau ideile, teoriile, conceptele. Și în mintea mea s-a născut întrebarea. Dacă anul trecut a fost valabil asta, acum nu-i mai valabil, e valabil altceva, atunci ceea ce știm noi de fapt e adevărul? Care e adevărul? Cum la vremea aceea știți foarte bine că nu puteai să-ți contrazici profesorii, că îți pierdeai orice șansă să mai continui studiile, mi-am spus că în momentul în care voi termina facultatea și nu voi mai avea obligații față de instituția în care mă aflu, am să gândesc de unul singur, am să caut și am să răspund la această întrebare. Pentru că, în ultima instanță, care este adevărul ultim? Ce poate să-și spună? Ce întrebare își poate fi pune orice om? Exist doar pe mine singur? Eu, în lumea asta, datoresc tot ceea ce sunt doar mie? Să există, dincolo de mine, o altă entitate superioară, grație căreia există pe acest pământ. Eu am plecat de la ideea, când eram destul de mic acasă, că mi se părea că viața acolo este o constrângere a spiritului. Mi se părea că este foarte banală.
te culci, te scoli, toată ziua lucrezi și știți foarte bine că munca la țară nu era una simplă și continui la infinit așa de-a lungul unei vieți întregi. Și spuneam, Doamne, dar asta e un sens? Are viața un sens să te bucuri, să suferi? Oricare dintre aceste răspunsuri nu mă mulțumeau. Și atunci am spus, când voi avea posibilitatea să pot să răspund această întrebare, o voi face. Și pentru asta mi-am construit o cultură, dacă vreți. Mi-am format un program încă de, în jur de vârsta de 9-12 ani, program pe care îl urmez și astăzi. Deci ați avut o chemare. Dar absolut. Dumnezeu, v-ați născut cu un dar. Și atunci v-ați definit personalitatea în jurul acestei chemări. Absolut. Deci am început cu literatura autohtonă, în liceu universal, în facultate am început cu filozofia, cu istoria artei, culturii și așa mai departe. Și pe urmă, bineînțeles, am ales medicina pentru că eram conștient că cultură poți să-și faci prin ceea ce citești, dar nu poți să înțelegi profunzimea lucrurilor decât dacă faci medicină. Și asta mi-a dat o mare satisfacție. După terminarea medicinei am spus să iau neurologia pentru că creierul este cel de ultimă instanță care determină întreaga noastră funcționalitate și iată-mă încercând să răspund la această întrebare. Întrebarea mea era așa. Dacă e adevărat că viața apare la un moment dat în evoluția Universului din lumea nevie, trecere spre vie, ce factor din Universul ăsta permite lumii nevii să devină vie? Pentru că, după cum bine știm, niciodată un mort nu poate lăsa ceva în urma lui, pentru că viața, în sensul fizic, se termină acolo. Și am studiat tot ce se putea, că asta a însemnat inteligența materiei, să studiez tot ce se putea să-mi răspund această întrebare. Concluzia mea a fost că nu putem să înțelegem viața decât dacă în ecuația trecerii de la neviu spre viu, de la materia nevie la materia vie, doar dacă admite o rațiune. Există. Ați fost și un curajos ca să publicați asemenea lucrare în vremea de tristă amintire. Când am înțeles lucrul ăla, atunci m-am gândit cum să-l spun. Și așa s-a născut metafora de inteligența materiei. Și chiar așa am început să povestesc tot conținutul acestei cărți cu începuturile existenței Universului. Și am mers pe fir evoluției până la complexitatea funcțională a creierului. Atunci am înțeles că dincolo de noi, că nu suntem singur univers, că există o rațiune de dincolo de noi, că în măsura în care noi înțelegem legile Universului și respectăm legile Universului, atunci și evoluția noastră este una convenabilă, una pozitivă și invers, opunându-ne legilor Universului, nu avem mari șanse de evoluție în Universul ăsta. Atunci am înțeles că evoluția spirituală, înțelegerea, ceea ce numim noi divinitate, a entităților care se scriu în această structură a divinității, este o necesitate pentru un suflet care caută, care vrea să se înțeleagă pe sine. Asta este istoria cărților mele. Așa am ajuns la noțiunea de Dumnezeu. Ei bine, știu că tu ți-a spus că pe Dumnezeu nu poți să-L înțelegi pe cai rațional decât să-L intui. Întâmplarea a făcut că eu însă am foarte multă experiență. De mic. Cred că eram la o vârstă destul de mică, stăteam pe lângă mama care iarna țesa la război, când frații mei, care erau mai mari, vorbeau despre diverse dulciuri, etc., și m-am gândit ce o fi acele care vorbesc ei. Și s-a întâmplat ca odată să vină chiar cineva aducându-mi acel ceva. Păi m-am întrebat dacă m-am gândit doar sau este o întâmplare. Și mi-am propus să gândesc la altceva. Și mi-a venit și acel ceva. Ei bine, vreau să vă spun, părinții mei erau oameni simpli, erau săraci, normal nu dispuneau de o bibliotecă, dar toate cărțile care m-am gândit la ele mi-au venit. De atunci știu că în momentul în care tu respecti legea Universului și îți propui ceva, există o entitate de dincolo de tine care caută soluția pentru a-ți împlini altcel ceva. Aș putea chiar să vă spun cum procedează, cum se procedează. Gândiți-vă că asta, în termenii mei, laici, ar însemna doar să gândești la ceva. În termenii dumneavoastră înseamnă o rugăciune. Dar aveți și filozofia și dumneavoastră ne puteți să expune teoriile dumneavoastră științifice și într-un fel academic, așa, deci filozofic. Deci este fără îndoială că religia a ținut loc de lege și știință în vremuri fără lege și știință. Hai să explicăm. Loc de lege. La vremurile de demult nu exista o structură a justiției conturată, cum avem astăzi.
Și atunci omul era oprit să facă lege pentru că Dumnezeu era legea. Dumnezeu te pedepsește. Că de aia și ideea de Dumnezeu pedepsitor care s-a imprimat în începuturile religiei, mai ales în Vechiul Testament. Dar, știință. Păi vreau să vă spun că în toate cărțile în care se vorbește astăzi despre nutriție corectă, se vorbește și de post. Iată că postul, dacă în sensul ei trevechi, avea doar o conotație religioasă, astăzi, când suntem totuși într-un moment în care știința este destul de evoluată, vorbim de post ca o necesitate vitală a funcționalității normale a organismului. A fost prima poruncă dată de Dumnezeu. Deci asta înseamnă că, așa, repet, religia a ținut loc de lege și știință. Ceea ce spune enorm de mult. Mai departe, iată un lucru care mi se pare extraordinar. Avem fizica cuantică, în care deja avem o serie întreagă de dovezi și le vom comenta, că universul ăsta funcționează ca un tot coerent, că noi nu suntem decât o expresie a universului, o condensare de lumină. La început a fost cuvântul, fiat lux a fost lumina, că această lumină este condensată în noi. Iată una din dovezi. Păi am putea să spunem așa, să spunem ca neștiutor de în ale fizicii de ultimă oră, cum adică lumina asta care o văd poate să fie om, poate să fie covorul ăsta? E bine, da. S-a reușit și în 2007 și în 2010 ca o rază de lumină laser să fie adusă aproape de zero absolut, care înseamnă -273 de grade, 15 centigrade, și să creeze un condens, s-a numit condensul Bose-Einstein. Acum, această temperatură de -273 de grade nu există decât la modul ideal, teoretic. E un moment, dar lumina nu poți să o aduci până acolo, ci aproape de. Și invers, această lumină, acest condens, acest bulgăre de lumină a început să treptat să fie încălzit și a devenit din nou lumină. Deci, lumina devine bulgăr, deci noi, tot ce există, și bulgărele încet, încet, încălzit, devine lumină. Este cea mai peremptorie dovadă, argumentul cel mai formidabil. Să ne imaginăm, părinte, știm asta, ce v-am spus eu acum, știm experiențe de ultimă oră, deci ce înseamnă 2007-2010, nu? Acum, contemporan cu noi. Religiile au spus lucrul ăsta, deci nu acum, cum e ideea înaintea noastră. Păi în Cartea Facerii spune că soarele a fost făcut a treia zi, da? Și până atunci a fost lumină, nu spune că a fost seara, a fost dimineață. Ne putem imagina lucrul ăsta, că ceva înaintea noastră, cu mii de ani, a știut lucrul ăsta, ceea ce mi se pare formidabil, extraordinar. Cartea Facerii este o carte scrisă de Dumnezeu. Și fără acum, fac o observație. Lumina aia din care noi suntem făcuți nu este lumina asta. Lumina asta care vedem nu este o lumină fizică. Lumina în care noi suntem făcuți este o lumină albă, o lumină cristică, care vorbește și Iisus, este lumina pe care am văzut-o la Ierusalim și pe care am văzut-o când am fost în 2003, când am fost grav bolnav. Știu, mai ales acum, destul de multe voci nefericite spun că la Ierusalim se folosește fosfor, etc., etc. Nu, nu are nicio legătură, pentru că de 2000 de ani, orice păcăleală, pentru că cineva care a vrut să păcălească lumea era de 1000 de ori descifrată, de 1000 de ori văzută, nici vorbă de asta. Pe urmă, eu sunt un om conștient, eu am văzut acea lumină care era sub formă de nori, care se roteau lent, lent, albi, un galben viu, nu avea nicio legătură, nici urmă de fosfor în salonul în care eram internat să apară mie lumina acolo. Astea sunt aberații. Acum, este adevărat. Când vorbim despre religie, vorbim despre Dumnezeu, vedeți, nu poți să-L vezi. Noi vedem expresia Lui indirect. Tot ce a făcut El, de la copaci, pom, lume, univers, este expresia Lui indirectă. Nu apare acolo un Dumnezeu constructor să pună cărămida. Și dacă nu-L vezi, atunci oamenii mai naivi, mai puțin informați, pun întrebarea, dar unde-L vezi pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu nu pot să-L văd. Eu văd expresia Lui. Urmele. Dacă ar fi din punct de vedere al fizicii de ultimă oră, atunci aș putea să spun că Dumnezeu este înapoi a tuturor lucrurilor, este inteligența, este conștiința dinapoi a tuturor lucrurilor. Pentru că dacă la început a fost cuvântul sau logosul, păi logosul înseamnă știință, înseamnă model, înseamnă proiect. Toate prin rațiune s-a făcut. Este cunoaștere, este rațiune, este inteligență, sunt toate. Există, este o ordine în univers?
Normal. Este o succesiune a tuturor anotimpurilor. Sunt niște legi puse de Dumnezeu. Păi, le-am făcut noi? Dar lasă asta, hai să lăsăm asta. Unu, acum știm că totul trebuie să fie cu contrariul, este plusul și minusul. Deci avem materie și antimaterie. E bine, antimateria, dacă ar fi egală cu materia, ar fi pe zero, se anihilează. Există mai multă, mai multă materie decât antimaterie, în așa fel încât noi existăm. Deci asta este o gândire? E o gândire, nu? E o logică. Plecasem de la logos, am spus că e o logică, da? Mai departe. Există o comunicare la nivel de univers? Există. Păi iată o experiență făcută în 1982 la Paris. Se ia un foton, se împarte în două, există niște filtre, și se trimit prin conducte fibre de sticlă optică, s-au condus una la distanță de 9, 11 și 50 de kilometri. În momentul când cele două jumătăți ale fotonului, deci cei doi gemeni, dacă vreți, ies din canalul în care sunt trimise, pur și simplu vin și se întâlnesc din nou, ca și cum ar ști că ei sunt frați. Deci, cu alte cuvinte, acum știm asta, acesta se cheamă paradoxul Einstein-Podolsky-Rosen, că o particulă care este pereche cu alta, dacă una o ține maci și alta o trimite la capătul universului, metaforii vorbind că capătul universului nu găsim, și aici ele se învârt în sens invers. Deci două particule pereche care au funcționat împreună se învârt în sens invers, se cheamă spin. E bine, punem aici un filtru și schimbăm sensul de rotație. Particula cealaltă care este perechea ei la distanțe infinite, imediat schimbă spinul. Deci este o comunicare aproape instantanee. Ce înseamnă asta? Că dincolo de noi este o energie. Este o energie care pur și simplu conectează totul. Ce poate să fie asta dacă are o rațiune? Păi, religia a numit-o Dumnezeu. Alte religii au avut alt nume. N-are importanță, am spus. Nu vă place termenul? Este desuiet? E depășit? Folosiți-l oricare. Spuneți inteligență, spuneți conștiință, cum să vă spuneți știință. Dar nu poți să nești că există această rațiune a lucrurilor. N-ai putea să înțelegi existența Universului. Cele patru legi fundamentale, peste un lucru extraordinar, ai legea gravitației, legea câmpului electromagnetic, ai legea forțelor tari și forțelor slabe din nivelul nucleului atomic. Păi astea sunt niște constante, Părinte. Dacă constanta aia de magnitudine de la nivelul forțelor tare ar fi de 0, ar depăși mai puțin de 0,07 sau mai mult, pur și simplu, nu mai era hidrogenul sau era metal, n-ar fi fost apa, n-ar fi fost viață, nu era nimic. Ori, se apreciază prin calcule că Universul ar avea în jur de 14 miliarde jumătate de ani. De 14 miliarde de ani, de când considerăm noi, așa zisul Big Bang, început Universul, de asta e altă discuție, dacă a fost sau nu a fost, dar să admitem teoretic după asta fizică. De 14 miliarde de ani, constantele au rămas aceleași. Dacă s-a schimbat fracțiune, deja Universul n-ar mai fi. Cine menține toate aceste lucruri? Dar sunt constantele vieții, Părinte. Ale vieții noastre, avem peste 30 de constante. Ca să mențin perfect, nu strict. Este o dinamică a lor, dacă ne permite existența. Am făcut noi aceste legi de univers? Nu e logic să ne întrebăm cine le-a făcut? Mergem mai departe. Vindecările prin religie. Păi eu am fost la Eghina de vreo 3-4 ori, am făcut și o vacanță acolo, de Biserica Sfântului Nectarie. Vreau să vă spun că am citit toate cărțile care s-au publicat la noi, câte miracole au făcut, câte cancere a vindecat. Dar poate că am și scris în căutarea sensului pierdut această dat acest exemplu pe care l-a comentat într-o carte de a dumneavoastră, Nicu Morlova, cred că e preot, l-am cunoscut, dar am întrebat la biserică dacă pot să mă folosesc de exemplul ăla și mi s-a permis. Iată, un lucru extraordinar. Eu sunt neurolog, între altele, și știu că o secțiune a măduvei, odată produsă, printr-un accident, firele nervoase nu se mai pot conecta. Și dacă asta se întâmplă la nivelul zonei cervicale, omul nu mai poate mișca nici mâini, nici picioare. Dacă se întâmplă la nivelul coloanei vertebrale mai jos de coloana cervicală, atunci picioarele nu mai poate mișca. Ei, iată, în timpul cel de-al război mondial, un tânăr grec care se înscrie în aviație voluntar și are o leziune, o rană de război la gât, este internat într-un sanatoriu, se reface, pleacă din nou la luptă și de data asta este secțiunea de acolo, se petrece complet. Și
toți acei care erau în postura asta aveau undeva un sanator în care îngrijeau militarii și acest om a stat 24 de ani fără să poată mișca nici măcar capul. Povestea unui prieten, îți dai seama ce îngrozitor e să vină o muscă să te supere și tu să nu poți să mișca capul, să o dai la o parte. Imaginați. E bine, a fost trimis, pentru că era foarte tânăr, a fost trimis la Howard Rusk, la medicul chirurg al lui Roosevelt, la vremea respectivă. El i s-a făcut milă de el, a ținut câțiva ani pe la el în spital. I-a chemat toți neurologii și noi chirurgii să poată să-l ajute. Mai mult nu s-a putut face, pentru că medicina nu este capabilă încă. Avem și pe acel băiat la noi, Neșu, care tot așa, prin fotbal a fost rănit și a rămas săracul cu picioarele paralizate. Deci nu poate face mai mult medicina în momentul ăsta. Ei, este la urmă interesant, la urmă când Howard Rusk, medicul, îi spune, dragule, ți-am adus cei mai mari medici și n-am putut face mai mult. A rămas un singur medic. Care întreabă el? Și medicul îi spune, Dumnezeu, ca orice tânăr. Dumnezeu? Când m-au văzut atâția medici, poate să facă Dumnezeu ceva? Și el îi spune așa, cu înțelepciunea mai blândă, nu te grăbi, o să vezi. Și iată cum este pregătit, foarte interesant. O spun pentru că sunt în casa Domnului și cred că merită lucrul ăsta să-l spunem. A venit la el un călugăr, Zervacos se chema. Țin bine mintea asta, dacă l-am scris. Și zice, se așează pe patul lui, dragule, nu crezi că ar fi bine, uite, la Egina, a fost un călugăr care a murit, Sfântul Nectarie a murit în 1940, 1920, deci aproape contemporan cu noi, oricum, secolul 20. Și poate că ar fi bine să te duci, l-au dus soldații odată, au luat contact, nu s-a întâmplat nimic. Și după câțiva ani, iar se duce. Soldații l-au ajutat să atingă de sarcofagul Sfântului Nectarie. Și spune, de data asta n-am venit, Sfinte, să-ți cer nimic, fă-mă soldatul tău. Și se întoarce și într-o seară spune celor care îl îngrijeau, aș ruga ca mâine dimineață să vină toți medicii, vreau să le arăt învierea mea. El s-a spus, acum când ai un om care 24 de ani nu s-a mișcat și tu îi spui că mâine dimineață vă să mă ridic în picioare, evident că te uiți așa și zici, săracul. A avut el o revelație. Ar dori, da. Evident, și spune, dragule, știi foarte bine că toată lumea a încercat să te ajute în spate. Și vă deranjează dacă veniți mâine? Bine. Și a doua zi s-a ridicat în picioare. Am uitat în 1996, de data îl vezi alături de Părintele Zervacos cu ceas pe mână, stând așa, adică mâinile care nu s-au mișcat, 24 de ani le vezi în postura omului care se mișcă și și-a dedicat restul zilelor binefacerilor. A fost extraordinar. Deci, bun, se duce la Howard Rusk, în 1974, atenție, 74, zilele noastre. Avea un congres de chirurgie. Evident că Roosevelt nu mai trăia, dar medicul lui n-avea vârste egale. Și prezintă Congresul Internațional acest miracol, părinte. Adică, n-a fost o chestiune, l-a văzut unul și i s-a părut că el merge. Dom'le, l-a prezentat unui for internațional de medicină. Iată un miracol. Păi asta, este asta, întreb eu, o dovadă că dacă medicina, dacă forța pământească a noastră n-a fost capabilă și încă nu este să realizeze o astfel de situație atât de gravă a sănătății și numai mergând acolo, la Egina, la Sfântul Nectare, omul ăsta își recapătă sănătatea. Poți să pui în seama unei întâmplări, poți să pui în seama orice această vindecare decât în seama lui Dumnezeu, părinte? Domnule doctor, am văzut că ați urmărit multe lucruri, dar am citit la dumneavoastră că aveți preocupări deosebite pentru sufletul omului, pentru că un medic care se apropie de un om descoperă acolo taina lui Dumnezeu pusă în fiecare om. Ce părere aveți despre sufletul omului? Unde se află? Unde e sediul lui? Părinte, aici sunt două noțiuni cu care vreau să vă spun că m-am războit cu toți oamenii și din străinătate. Există spiritul. Este
conștiința, este mintea cu care judecăm noi lucrurile. Cu cele trei afecte, rațiune, sentiment și este sufletul cel care animă fiecare celulă. Deci în momentul când o ființă moare, când expiază, timp de 3 minute, nimic n-a murit în el. Neuronii noștri trăiesc 3 minute fără oxigen. De-abia după aceea. Asta înseamnă că sufletul este acea entitate de energie și informație care impregnează toate celulele, care le determină funcționalitatea lor și în momentul în care omul moare, pur și simplu se retrage. Eu numesc asta suflet-spirit, pentru că cu spiritul judecăm, cu sufletul ne animăm, ne înviem. El este foarte greu să faci separația între una și alta. De pildă, eu numesc conștiințe și plec de la ideea că dacă la început a fost logos, înseamnă că a fost o rațiune, a fost o conștiință și atunci conștiința mea nu este decât un ram al conștiinței cosmice. În momentul în care noi venim aici, venim cu un scop, venim să învățăm lecția iubirii despre care vorbește Iisus, venim să cunoaștem, să avem cunoaștere și în momentul în care plecăm de aici, plecăm cu toată informația pe care am acumulat-o de-a lungul vieții și atunci este o entitate, suflet-spirit. Asta merge într-o dimensiune, dimensiunea spirituală, am descris-o asta în mintea de dincolo. Aș putea să spun, să precizez aici două lucruri. Prin inteligența materiei am descris universul fizic care corespunde corpul nostru fizic. Prin mintea de dincolo am descris universul spiritual care corespunde sufletului, conștiinței care pleacă dincolo de noi. Noi lăsăm trupul acesta. Noi nu suntem construcția unui corp fizic, noi suntem construcția unui spirit, a unei entități spirituale, care este cel care dirigează formarea fătului în corpul mamei. Determină materia. Absolut. Această conștiință este cea care modifică materia. Deci, am ajuns la fizica cuantică, care este un alt argument. Eu spun că fizica cuantică este știința religiei. Evident, mari atei, vierșunați, Dar eu vă citesc de oamenii care au pătruns intimitatea fizicii cuantice, fizicii moderne și care spun textual. Nicio experiență de la nivelul fizicii cuantice nu poți să o eviți, nu poate fi exclusă unei conștiințe, unei înțelegeri. Deci conștiința mea pătrunde în universul cuantic unde nu există substanță. Noi am rămas în urmă cu 150 de ani, hai să o spunem asta. Deci, ce știință se ocupă de natură? Eu vreau să știu ce se întâmplă în universul ăsta, ce știință mă ajută? Există două științe. Este fizica clasică, valabilă până în 1995, în care Newton, fizica newtoniană, are cel mai mare metrică, el vorbește despre universul predictiv, universul rațional, universul care îl vede ca pe un ceas bine reglat. Legile universului, el le vede ca legile naturii. Și toată această poveste se menține până în 1895, când, dincolo de atom, constatăm că mai este ceva. Deci se deschide un nou univers, apare radiația. Un alt univers pe care fizica cuantică, începând în 1900 și până în 1926, când se conturează toate principiile ei, toți creatorii, toți mentorii fizicii cuantice au luat premii Nobel, nu erau niște naivi, în care se descrie un univers care este o altă logică, o metalogică, numai dincolo de noi, acolo unde este lumea spiritului, este o conștiință pură. Această conștiință pură, în concepția mea, este fragment al conștiinței cosmice. Ea e înapoiat tuturor lucrurilor. În acest univers cuantic, părinte, sunt particole de materie, dar cuante de energie. Nu mai este atom, nu mai este substanță. Noi încă gândim în termeni de substanță, de materie fizică. Ori dincolo de noi, care înseamnă 10 la puterea minus 13, 14 până la 10 la puterea minus 33, e universul care noi nu-l vedem, invizibil din noi. Pentru că nu-l vedem, cum nu-l vedem pe Dumnezeu, suntem tentați să-l negăm. Nu e adevărat, acolo avem laboratoare, avem o știință întreagă. E bine, conștiința mea că înapoi acestor particole menține mișcarea particolelor, nimic în universul ăsta nu e static, menține mișcarea particolelor, vin în universul nostru, ne conturează pe noi și noi din nou dispar în fracțiuni de nanosecunde. Toți, fără îndoială, suntem creații acestei conștiințe, acestei minți primordiale, aceasta este mintea universului, este mintea divină, dacă vreți. De-aia spun că fizică... Absolut, absolut. De aceea spun că dacă încercăm puțin să înțelegem lucrurile, păi, părinte, se întâmplă în noi niște lucruri formidabile. Deci noi plecăm din două celule. Atât. În timp de 9 luni se formează miliarde de celule. Numai neuroni avem
este 100 de miliarde. Fiecare celulă are una, are de la 1000 la 10.000 de reacții pe secundă. Ia mulțiți dumneavoastră 10.000 cifre exponențială cu numărul de celule. Și veți vedea că este un univers de reacții fantastice care funcționează atât de coordonat în mintea noastră și în corpul nostru, încât eu pot să vorbesc fără să știu cum gândesc. Fără doar să știu ce am de spus, dar nu mă ocup nici de inimă să bată, nici de ficat să funcționeze, nici de nimic toate. E un univers subconștient care conduce o altă minte, o altă inteligență. Acesta e sufletul, concepția mea. Mintea este spiritul. Ele fac un tot. În momentul când noi plecăm de aici, pur și simplu, asta, părăsește corpul fizic și mergem în universul care nu este foarte departe de noi. Noțiunea de cer este una convențională, pentru că dacă te duci cu avion nu vezi nicăieri un cer, tot la infinit. Și unii spun că ceea ce înseamnă universul de dincolo ar fi cam de la distanța de un metru până la infinit. Adică, inclusiv energiile necreate, că ai vorbit dumneavoastră, că am rămas uimit. Și mai spun un lucru care mi s-a părut formidabil. Dumneavoastră spuneți acolo că poți greși cu gândul, cuvântul sau fapta. Ei, bine, începând din 1899-2000, la Universitate Wisconsin-Madison, în Statele Unite ale Americii, un cercetător, Richard Davidson, a studiat ce se întâmplă în momentul în care gândim. Și a observat că, în primul rând, toate cuvintele care au semnificație pozitivă sau semantică pozitivă, dragoste, iubire, compasiune, empatie, generozitate, bunătate, blândețe, etc., toate astea sunt prelucrate în creier într-o zonă, să spunem prefrontal stâng, partea asta. Tot ceea ce are o noțiune negativă, ură, dezbinare, blesteme, toate au conotație negativă. Pe de o parte, au o chimie pozitivă, care este favorabilă sănătății și longevității mele, cealaltă, care o semnificație negativă, au o chimie negativă, adică o secreție excesivă de cortizon, în mod normal cortizon, adrenal, toate astea se secretă în limite fiziologice, există în noi. Dar în momentul în care noi urâm, în momentul în care blestemăm, în care denigrăm, în care săvârșim o acțiune negativă, cu o acțiune care are asupra altora o influență negativă, nedorită, vătămătoare, în momentul ăla, creierul meu din partea dreaptă este cea care le prelucrează, predominant, unele se pot și schimba, dar în mod general, au o chimie negativă, înseamnă boală, înseamnă hipertensiune de-a lungul timpului, înseamnă accident vascular cerebral, înseamnă distrugere de neuron, înseamnă boală, demență, înseamnă viață scurtată, înseamnă toate relele posibile, stres. Înțelegeți? Deci, iată cum biserica, cu mult înaintea noastră, a spus că poți greși cu gândul, cuvântul și fapta. Ce este gând? Gândul este cuvânt, este idee, este cunoaștere, este acțiune, comportamentul. Iată, cunosc din Pateric doi bătrâni care au ajuns până la 100 de ani și toți se întrebau, cum dați ajuns la vârsta aceasta? Unul a spus, zice, eu niciodată nu m-am culcat supărat fiind pe cineva. Și altul zice, eu nu mănânc decât o dată pe zi. Zice, chiar dacă mi-e foame, nu mănânc decât o dată în zi. Și ajunsese la adânci bătrânețe. Ce părere aveți de această întâmplare din Pateric? Știu, au fost... Unul din academicii noștri a fost sărbat la 90 de ani. Și, domn profesor, academia, domn profesor, înțeleg și nouă secretul. Și Oldovean zice... Secretul, mă, năsâmțirea, mă, adică neimplicarea. Deci stresul înseamnă orice reacție a corpului la ceva care nu-ți convine, că te-a supărat cineva, că te-ai lovit, poate să fie fizic, poate să fie psihic, poate să fie chimic, în funcție de loviturile, de situațiile nedorite. Iată un stres. La Harvard, de pildă, s-a constatat că oamenii care au făcut stres, care au făcut un infarct tânăr, la vârstă tânără, cu circa două ore înainte, a avut o mare stres, o mare supărare. Deci supărarea aia poate să declanșeze o eliberare de adrenalină atât de puternică, adrenalina ce face? Face vasoconstricție. Și vasoconstricția înseamnă sângele nu mai ajunge în inimă sau în creier și pur și simplu face un infarct sau accident vascular cerebral.
Deci oamenii au murit tocmai pentru că erau supus stresului, o supărare. Toate aceste lucruri înseamnă, de fapt, energie, dar toate în același timp ne spun că noi trebuie să respectăm legile bunului simț, legile decenței, legile Universului și atunci suntem în acord cu Universul, cu Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă spun un lucru care mie mi se pare extraordinar și pe care nu l-am auzit deseori. În momentul în care eu gândesc rău, denigrez pe cineva, îl urăsc, toate cuvintele noastre, părinte, sunt câmpuri de energie. Nu sunt doar cuvinte, noi spuneam înainte că gândul este o emanație abstractă a unui substrat material concret, creierul. Nu! Gândul este o emisie de energie. Această energie poate fi pozitivă în funcție de semnificația gândului sau negativă. Dacă eu îl blestem, îl înjur, îl urez pe cineva, evident că are o semnificație negativă. Dacă, dimpotrivă, îi spun cuvinte frumoase, îl mângâi, îl apreciez, confer o considerație, îl iubesc, îl mângâi, poftim, atunci câmpul acesta este un câmp de energie pozitivă. Ei bine, nu sunt singurul și primul care spun, au spus-o alții înaintea mea, că Universul seamănă cu un mare gând. Ordinea de Univers, legea Universului, succesiunea anotimpurilor, ceea ce vedeți dumneavoastră, iată primăvara, toate acestea sunt par să fie expresia unei gândiri, a unui gând. Și atunci, în momentul când eu emit în spațiu aceste gânduri pozitive, eu vin în întâmpinarea gândului Univers și toate lucrurile se armonizează. Când gândesc negativ, rău, în primul rând, eu mă îmbrac într-o haină de doliu când gândesc rău, pentru că sunt nori întunecați, se ridică deasupra noastră și, dimpotrivă, când gândesc frumos, îmbrac o haină albă. Știți cum spune psalmistul, prefăcut ai pământul ceroditor în pustiu, din pricina celui care locuiește acolo. Deci, părinte, atunci gândul meu se întâlnește cu universul gând. Este un impact. Impactul este pozitiv sau negativ. Și atunci am spus următorul lucru. Și rog să iertați dacă credeți că greșesc. Eu cred că nu numai noi, pentru sănătatea noastră, avem nevoie să gândim frumos, ci și Universul și Dumnezeu are nevoie de noi. Pentru că în momentul când eu gândesc rău, perturb funcționalitatea Universului. Gândul meu negativ vine cu un impact negativ cu gândul, cu Universul gând. Și atunci există o reciprocitate și Dumnezeu ne vrea să fim niște oameni care să avem un comportament decent și noi avem interesul pentru sănătatea noastră. Am vorbit despre asta când în 2008 am deschis codul etic al creierului. Și prin cod etic al creierului înțeleg așa că de vreme ce se face această diferențiere de zone diferite, ceea ce e pozitiv de negativ, este ca și cum creierul face o selecție. Cine face selecția? Păi nu poate să facă decât conștiința mea. Asta înseamnă, și eu m-am născut în universul ăsta, înseamnă că dacă binele înseamnă sănătate și rău înseamnă boală, moarte, înseamnă că universul însuși în care eu m-am născut are la bază, ca fundament, o lege a binelui. Înseamnă că creierul meu respectă un cod etic care este cel al celor 10 porunci, al atâtor alte coduri care s-au elaborat în universul ăsta, fie de ordine intelectual, fie de natură religioasă. Asta înseamnă următorul lucru, că noi trebuie să cultivăm acele valori morale pozitive care ne permit să ne protejăm propria sănătate și să creăm o armonie la într-o societate în care are o diversitate maximă, de ordin etnic, de ordin politic, de ordin geografic, de ordin religios, de ordin uman. Înseamnă că relația interumană ar trebui să fie cu totul alta dintre noi. Că orice relație conflictuală ne face rău și nouă și celor la care gândim. Asta se numesc emoții destructive, au fost numite de către unii. Deci, ajungem într-un moment în care, iată, știința vine perfect, superpozabilă, perfect. Spuneți-mi unde e contradicția între ce spun eu și ce spune religia. Nu, pentru că sunteți cu știința la zi, cum spunea Părintele Galeriu. A fost întrebat odată, Părinte, vreți să stați de vorbă cu un om de știință? Ce, da, stau, dar să fie cu știința la zi. Așa că, dumneavoastră, deci, care s-a dus așa pe toate la zi, aș vrea să spun că această cunoaștere rațională în teologia noastră este o cunoaștere limitată, pentru că Dumnezeu este infinit și cunoașterea lui Dumnezeu se face prin desăvârșire morală. Chiar am avut o teză de licență, cunoașterea lui Dumnezeu și desăvârșirea morală. Nu poți să te apropii de Dumnezeu așa oricum. Întâi trebuie să te purifici de patim, să ai viața curată. Apoi Dumnezeu se coboară, trăiești virtuțile creștine, le înlocuiești patimile cu virtuți și apoi în ultima parte Dumnezeu se descoperă
și nu mai locuiești tu, cum spune Sfântul Pavel, ci Dumnezeu locuiește în tine. Ce părere aveți de Sfântul Apostol Pavel, că sunteți, aveți statura lui și aveți patosul pe care l-a avut Sfântul Apostol păi, Pavel? Am scris foarte încântat de chestia asta. M-am dus la Biblie, am luat fragmentul ăla de pe drumul Damascului al lui Apostol Pavel, pe urmă a apărut o carte, vreo 700 pagini, am citit-o. Am citit viața multor sfinți. Să știți că nu e o pierdere de timp. Sunt lucruri extraordinar de frumoase care le vezi, de exemple, și foarte multe miracole. Apropo de miracol, pe miracol sunt încă o dovadă existenței lui Dumnezeu. Sfântul Augustin spunea că miracolul este ceea ce nu știm încă. Este adevărat, ceea ce nu știm încă. Dar Apostolul Pavel spunea că a fost fiul unui negustor, unui fabricant de hamacuri. El a avut șansa să fie trimis la școală, era pe vremea a școlii elene grecești și era un tip instruit, era tânăr și vrea cu orice preț să, era pe atunci cu prigoana împotriva stăpânilor, vrea cu orice preț să participe la pedepsirea creștinilor, era după răstignirea lui Iisus la vreo 50 de ani, și se duce pe drumul Damascului, tocmai să cere de acolo o jvaie să pedepsească în continuare pe creștini. El a participat la lapidarea, la umărirea cu pietre a Sfântului Ștefan. Pe drumul Damascului erau trei călăreți. Brusc îi apare o lumină în față, îl trântește la pământ și o voce îi spune. Saule, Saule. Îl chema Pavel. Saule, Saule. Saule, Saule. Saule, Saule. Pentru ce mă prigonești? De ce mă prigonești? El, cine ești, Doamne? Sunt Iisus. Ce dorești? Mergi la Damas și așteaptă trimisul meu. Cei care îl însoțeau au văzut lumina, dar n-au auzit vocea. L-au dus la Damasc, n-a văzut, n-a mâncat 3 zile, până când se duce trimisul lui Iisus la el și îi spune: Iisus a decis ca tu să fii apostolul lui. Tu vei scrie legea lui. Ceea ce s-a și întâmplat. El vorbește foarte frumos, Pavel zice: aveți grijă de corpul vostru pentru că este templul sufletului. Mențineți-l curat, ceea ce mi se pare extraordinar. Deci, felul în care ați expus dumneavoastră convertirea Sfântului Apostol Pavel este minunat. Am să vă spun un singur lucru. Ce ar fi fost Sfântul Pavel fără chemarea lui Iisus Hristos? Un simplu șef de... care da. Dar el avansa în ierarhia din Sanhedrin. El și-a personalitatea în jurul chemării pe care a făcut-o Dumnezeu. Scrie foarte frumos despre el Gala Galaction în teza lui de licență. Descoperirea Dumnezeu de pe drumul Damascului pentru Pavel. El și-a regândit viața după aceea Dumnezeu l-a chemat absolut pe el. Absolut. 3 ani a stat în pustie. Este complet întoarsă. După aia 10 ani s-a dus în Tarsul Cilicei și apoi a înțeles el că Dumnezeu l-a chemat. Atunci devine Pavel, că până atunci era Saul din Tars. Da, exact. Și un geniu extraordinar. Și dacă te gândești la ideile pe care le-a... gândiți că Iisus l-a ales la întâmplare? Da, da. Nu știa Iisus pe cine alege? În el s-a arătat de plin lucrarea Duhului Sfânt. Vedeți puterea dumnezeiască? A putut să ierte toate păcatele, dar că el s-a convertit. Da, dar vedeți, în el a lucrat Duhul Sfânt și Pavel avea bunul simț și recunoștea, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. De aceea noi Iisus spune mereu, nu eu, ci Tatăl din mine. Ce părere aveți de prezența Duhului Sfânt în viața omului? Ca medic, ați avut întâlniri cu fel de fel de oameni. Sunt unii trupești, unii sunt duhovnicești. Părinte, pot să dau un singur exemplu. Ca șef de clinică veneam la vizită cu toată horta de oameni după mine. Să zicem, două paturi de altfel, doi oameni aveau două accidente vasculare cerebrale, zici cu paralizie. Primul. Ei, cum este? Domn profesor, cu voia Dumnezeu să fie bine. Vă fac această mărturisire. Nici nu aveam nevoie să-l examinez, doar mă uitam pe fața lui și știam că omul ăla merge bine, că pur și simplu se reface, din paralizia el se reface. Celălalt. Cum este? Nu e bine. Nu mi-a trecut. Mi-a făcut injecția asta. M-a durut. Nu. Nu mergea bine. Pentru că nu gândea deci, pozitiv. Unul avea pe Dumnezeu, celălalt nu l-avea pe Dumnezeu. Asta este, vreau să vă spun că e o mărturie absolut, 100% reală, nu citită de mine și auzit să dea bine. Psalmistul spunea, Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale. Am văzut lucrul ăsta concret. Un om care are credință în Dumnezeu, toate lucrurile merg. Unul care nu are credință în Dumnezeu, convins. Am citit că ați avut mai multe descoperiri pe care oamenii care au murit
Și s-au întors din nou, au avut niște relații extraordinare. Ce părere aveți de aceste întoarceri din lumea de dincolo și mărturisirile lor? Părintele, sunt experiențe morții clinice pe care am scris și care sunt reale. Ei s-au întâlnit cu ființa de lumină. Uite, vă dau un exemplu. Familia Terțan din Baia Mare a făcut un film cu cei care s-au întors, cum spune dumneavoastră. Și iată două lucruri care mi se par extraordinare. Ați adus bine vorba. Unu, un om care era funcționar, are un infart, o moarte clinică și se vede, îi vede pe medici, mă rog, care toți se păiau în jurul lui să-l reanimeze. Am văzut multe reportaje din acestea pe internet. El vede o lumină ca o monedă care se înalță în sus. Deci asta e punctul comun la toți. Se vede de deasupra și atenție, că de ce spun asta? Nu dau toate, tot filmul, dar două exemple care mi se pare extraordinar de ilustrative. Zice, mă vedeam o lumină ca o monedă plecată din inimă și vedeam pe cei de jos. Și atunci am spus, cum pot eu o parte de lumină să gândesc? De asta înțelegeți ce omul ăla a definit, dacă vreți, toată religia divină. Toată religia, că doar religia e divină. E un pleonasm. Fantastic. A doua. A doua e cel care a făcut film. Era medic veterinar. La 36 de ani spunea că a avut în timpul nopții o turbare de ritm și a avut o moarte clinică. Două entități, el nu știa cine, l-au luat, l-au dus într-o altă lume și i-au spus că trebuie să te întorci. Și el a zis, nu ți-ai, el avea doi copii, da, zic, vreau să mă întorc, am doi copii, să crească și, într-adevăr, am doi să merici. Pe unul l-am și văzut. N-am fost la Baia Mare cu filmul ăsta. Și zice, vreau să văd și eu pe Dumnezeu, ființa de lumină. Bine. Și l-a dus în fața ființei de lumină. Ființa de lumină nu apare ca un om. E posibil ca o lumină care poate să-ți vorbească în vocea ta, în termenii tăi, în cuvintele tale, sau pur și simplu e un dialog telepatic. Foarte interesant. Unii spun că atunci când vorbește ar fi limba aramaică, limba originală lui Iisus. Și ajunge în fața ființei de lumină și întreabă, ai vrut să vii la mine? Ai ceva să mă întreb? Da, zice el. Vreau să știu că atunci când va veni timpul să vin definitiv, că am înțeles că trebuie să întoarcă, cum să fac să ajung din nou în fața ta? Părinte, este cea mai fantastică sinteză a religiei și a lui Iisus. Asta i-a spus. Fă binele și numai binele. Dumneavoastră înțelegeți ce, în ce două mesaj. Cuvinte ce a putut să spună? Da. Păi, când am avut chestia asta, a avut o treseră extraordinară. Adică, una e să faci toată filozofia religiei, care e dumneavoastră, a preoților, a teologilor, și alta e în două cuvinte, unui om simplu să-i spui, atât, fă binele și numai binele. Domnul doctor, sunteți și ați fost medic la Spitalul Militar. Da. Aș vrea să vă întreb, ce norme de viețuire ne dați ca să putem să lungim viața aceasta? Părinte, se spune că dacă noi n-am face decât binele, nu ne-am supărat pe nimeni, am iubit toată lumea și, cum spune Iisus, necondiționat, atunci nu ne-am mai îmbolnăvit niciodată și am trăit imens de mult. Noi suntem stresați. Lumea e cum e, nu sunt toți oamenii, te supără, nu poți să nu te superi. Nu trăim în condiția ideală. Eu am spus și mă repet, cei care au dorința să construiască un model social, acel model social trebuie să fie făcut în concordanță cu biologia omului, cu psihologia omului, cu viața omului. Pentru că un model social nu îl faci nici pentru șoare, nici pentru insecte, ci îl faci pentru om. Și atunci acel model social înseamnă să ai niște oameni care sunt sfătuitori, care sunt lângă tine, care să spună de tine, asta trebuie unei ființe umane, ce trebuie unui om? Pentru că dacă toți am voie doar bine, dacă toți, cum spune Iisus, ne-au preocupat numai de binele celuilalt, dacă l-am acceptat pe celălalt, i-am spus următorul lucru. Dom'le, poate că pe 2000 de ani cuvântul e prea greu, prea uzat, să-l iubim pe cel de lângă noi. Hai să spunem altfel, să-l acceptăm pe cel de lângă noi. Pentru că uneori, părinte, am văzut, trece un om pe lângă tine, nu-ți face nimic, nu te concurează la nimic, nu-l suporți. Nimic nu e, deci sunt două atribute, vreau neapărat asta să o comentăm. Sunt două cuvinte cu o încărcătură energetică fantastică. Una este imperativul lăsat de Iisus.
Iubiți-vă unii pe alții, iubește necondiționat. Că să iubești pe un om, indiferent că îți face bine, că îți face rău, că îți place, că nu-ți place, iubește-l pentru că și el este o făptură a lui Dumnezeu. Noi toți suntem făpturi de Dumnezeu. În noi toți este o lumină. Numai că spun eu că stratul ăla de la inima lui, de unde picătura scânteia de lumină și până la suprafața lui, e mai gros și pătrunde mai greu. La alții este lumina, o vezi ușor, pentru că, cum spunea dumneavoastră, poartă Duhul Sfânt în ei. Contează enorm de mult maniera în care te comporți. Deci, iubirea e un câmp. Iubirea înseamnă pace, înseamnă înțelegere, înseamnă uniune, unitatea lumii. Dacă noi am fi respectat acest imperativ cristic, am fi avut, Părinte, 2000 de ani avans în civilizație, dar în loc să-L ascultăm, știți bine ce i s-a întâmplat, L-a răstignit. Repet, dacă noi L-am fi ascultat pe Iisus, în tot ce ne-a spus El, noi am fi avut 2000 de ani avans în civilizație. De mine, de sufletul meu, Iisus s-a lipit în momentul când nu știam nici pe sfertul ce știu acum. Eram adolescent când am citit cartea asta și mi s-a părut că din toate entitățile din Biblia, Iisus pare cel mai înalt. Acum știu că Iisus a fost cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, mai mare și decât Buddha și decât Pitagora, decât Lao Tzu, Confuciu și atâția alții, pe care evident că... A fost Dumnezeu și este. Bun. Acum, eu cer iertare, vorbesc din unghiul intelectualului. Dumneavoastră vorbiți de unghiul teologului. Știu, mi s-a reproșat, de ce vorbești dumneata despre Iisus ca un mare învățător și nu spui că e Fiul Dumnezeu? Pentru că eu vorbesc din unghiul științei și apreciez ce a spus El și ce valoare are din punctul de vedere a științei mele. Dumneata vorbești din unghiul teologiei, care ai cu totul alte repere de discuție. Dacă eu aș vorbi ca dumneata și dumneata ca mine, nu ne-am înțelege nici cum. Așa că hai să vorbim fiecare limbajul nostru, că eu nu discutam acum cu dumneavoastră, discutam cu, da, cu un interlocutor imaginar. Înțelegeți cât am treabă. E bine, am ținut enorm de mult și când a scris inteligența să apare Iisus în carte. N-am putut, a fost imposibil, mă certam, nu-i cartea mea, du-o, fă ce vrei cu ea. Nu și nu, nu se poate să folosiți cuvântul Iisus. Și atunci am găsit o soluție. La un moment dat am spus, lucrurile s-au petrecut în tocmai ca la unta de la Cana Galilei. Pentru că ei nu știau, comuniștii, că la Cana Galilei Iisus a transformat apa în vin. Ați înțeles? Da. În mod indirect am pus-o. Deci, asta e iubirea. Dacă asta am fi respectat-o, lumea ar fi avut cu totul alt aspect. Domnule profesor, opus iubire este ura. Asta noi suntem condiționați de timp. Aveți o lucrare publicată acum de curând. Ce ne puteți spune despre această lucrare, că este fantastică? Păi... Am comentat, deci, între altele, ceea ce e interesul dumneavoastră este religia în secolul 21, care începe așa. Cineva a zis că el nu are suficiente argumente să susțină, științifice să-L susține pe Dumnezeu. Și eu am zis, eu am, regret. Și toate aceste comentarii care le-am făcut aici sunt exact argumente pe care le-am adus, plus altele care, sigur, nu avem timpul să le detaliem, în care sunt argumente pur și simplu științifice, și care susțin fără niciun fel de rezervă ideea de divinitate. Eu spun următorul lucru. Sigur că da. Istoria a religiei n-a fost una dintre cele mai exemplare. Inchiziția a făcut atât de mult rău. Războaiele în numele lui Dumnezeu a făcut atât de mult rău. Vechiul Testament are destul de multe lucruri care le-ai putea comenta într-o altă notă decât cea în care astăzi comentăm ideea de Dumnezeu. Dar nimeni nu poate să nege, dacă este cât de cât conștient de ce se întâmplă în universul ăsta, că există, ca sinteza universului, o rațiune cosmică. Că există o inteligență, există o conștiință cosmică. Că tot ceea ce este în universul ăsta are o ordine, are niște legități pe care nu le-am făcut noi, ființele umane, ci pur și simplu doar noi le-am sezizat, mari oameni le-au descris și... Astăzi trăim în virtutea lor. Deci asta am încercat să fac în această carte. Dincolo, sigur, sunt mult mai multe alte capitole. Când spun creierul și mintea universului, vreau să spun că universul se comportă ca și cum ar fi un mare creier de univers și așa și este, că la toate nivelurile de existență, Părinte, sunt conduite inteligente. Eu nu cred în evoluția prin întâmplare darwinistă. Eu spun că toate modelele ființelor existente pe Pământ par să derivă dintr-o singură sursă, dintr-un logos. Asta e ceea ce numesc eu rațiune cosmică sau Dumnezeu. Și atunci acest model
structural, morfogenetic, îl poartă toate ființele de pe pământ, de la ființele cele mai mici, formate într-o singură celulă, până la ființa umană, care este complexă, pluricelulară, formată în asta. Dădeam exemplul la miliarde de celule care funcționează cu mii de reacții pe secundă și noi funcționăm într-o manieră strict, armonioasă, logică, benefică, fără ca noi să dirijăm, să gestionăm, să controlăm imensul univers de reacții care se petrec în corpul nostru. Pe aceste minuni, de unde vin? Mă uimit prin confesiunea dumneavoastră, am să vă spun o întâmplare pe care am trăit-o la Mediana, la Niș, Naisus, în ziua de astăzi, se numește loc în care s-a născut Sfântul Constantin cel Mare. Ducându-mă acolo să văd cetatea aceasta, am întâlnit un ateu. Era la hotel. Când m-a văzut îmbrăcat preot, toate relele din lume mi le-a atribuit mie. Eu am tăcut din gură. El era certat profund cu Dumnezeu. Și ce vorbește despre Dumnezeu? Era nu numai ateu. Că spun părinții bisericii că după venirea lui Hristos, cei care nu cred în Hristos devin anticriști. Era împotriva lui Iisus Hristos, nu înțelesese nimic din Evanghelie. Era o ființă chinuită. Eu cred că... Ce părere aveți dumneavoastră despre atei și despre anticriști? Anticriști înseamnă clar. Cuvântul anti e împotriva și mai discutăm. Eu spun următorul lucru. Există atei care duc o politică de asta atee militantă, sunt pur și simplu, au în mintea lor o continuă împotrivire, dar există atei, pasiv, unii foarte mult intelectuali, care respectă legile bunei cuvințe și atunci am spus următorul lucru. Prefer un ateu care respectă legile bunei cuvințe, respectă legile Universului, că sunt legile Dumnezeu, unui creștin care se duce la biserică, dă cu capul de icoane, dar când iese de acolo, se la creșmă și începe să se bată, să înjure cu vecinii, care nu, toată biserica lui, toată slujba lui nu are nicio valoare. Și eu am spus textual, eu sunt convins că Dumnezeu îi va iubi mai mult pe intelectualul ateu care respectă legea lui decât pe creștinul care, de fapt, e un fariseu, se duce la biserică, dar în afara bisericii se comportă în altfel, da. De fapt, părinții bisericii au spus că trebuie să fie liturghie după liturghie viața noastră. Deci nu tot ce e ateu, altfel discutat. Eu sunt ferm convins că și cel care e ateu, dar e un om de bun simț, va ajunge mai devreme sau mai târziu. Se spune că toți Dumnezeu am plecat... Dumnezeu luminează și pe el. Exact, că toți am plecat din același punct zero al Universului. Numai că nu toți am ajuns în același moment de evoluție. De aceea nu trebuie să te superi pe unul care, săracul, nu vorbește ca tine, vorbește în alt termen. Trebuie să-l ierți pentru că n-a ajuns la nivelul tău de evoluție, dar nu să fii împotriva lui. De fapt, nu știu în ce măsură astăzi sunteți de acord, dar m-a interesat foarte mult discuția pe care l-a avut Iisus cu apostolul lui. Odată este întrebat, spui că nu trebuie să-i criticăm, să-i judecăm pe oamenii care săvârșesc rău, dar putem să trecem pe lângă rău fără să spunem nimic? Nu, să-l observați, dar să nu o faceți cu ură. Adică, uite, nu e bine lucrul ăsta. Nu știți ai cui fi sunteți. Ce spuneți? A spus așa, nu știți ai cui fi sunteți. Exact. Da. Vreau să spun despre asta. Părinte, ura este opusă iubirii. Ura este un câmp de energie. Ura nu dispare, rămâne în spațiul ăsta. Tot ceea ce urâm noi, ura înseamnă cancerul ființei. Eu spuneam că ura este iarna omenirii. Deci, tot ceea ce urâm noi este un câmp de energie care le emitem. Ăsta rămâne în spațiu. Și dacă nu se răzbune asupra ta, că l-ai urât pe altul, răzbune pe urmașii tăi, el nu dispare. De aceea ar trebui ca acest sentiment nefericit să dispară din sufletele noastre ale tuturor, pentru că enorm de mult, dacă omenirea este astăzi unde este, este pentru că există o cumplită ură. Pot să vă întreb o întrebare? Participați la viața bisericii? În măsura în care pot, da. Am un confesor în care merg la dumnealui, Părintele Gelu, de la Sfântul Gheorghe, care e un om extraordinar. Ne întâlnim adeseori și stăm de vorbă. Mă înțeleg în multe, și eu sunt un om care am nevoie de multe explicații din domeniul teologiei, vreau să le înțeleg, normal. Și el a făcut și un doctorat pe la Paris, e destul de doct în materie de teologie. E o bucurie, o plăcere. Sigur că da, cu un om al bisericii, totdeauna e o bucurie, pentru că
el, dacă e un om sincer, un om onest, în jurul lui e un câmp de energie. Spuneam că noi toți ne împărtășim cu câmpul de energie. Și una din legile, eu spun decalogul tinereții, una din legile sănătății, existenței și păstrării sănătății este socializarea, părinte. În momentul când noi doi stăm de vorbă și stăm în această manieră, știți cum spune Iisus? Când doi vă veți aduna și veți vorbi despre mine, eu voi fi cu voi. Și invers, dacă vorbiți invers. E bine, în momentul când noi discutăm un limbaj elegant, pasional, cu bună înțelegere, dacă avem niște contoare de fotoni, constatăm cum ne cresc numărul de fotoni, crește energia vitală și a ambilor interlocutori. În momentul când declară o iubire cuiva, din nou, fiecare dintre cei doi parteneri își cresc cu energia vitală. În momentul când se urăsc, în momentul când se ceartă, se contrazic, dimpotrivă pierd. Domn profesor, am multe întrebări să vă spun și nu o să putem încheia emisiunea așa direct. Vă propun să ne mai întâlnim într-o emisiune, pentru că sunt multe sfaturi pe care ați putea să le dați tinerilor sau pentru viața noastră de zi cu zi. Aș vrea să vă mai invit o emisiune și vreau să prind de la dumneavoastră făgăduința aceasta. Că veți mai veni într-o emisiune la noi. În măsura în care găsesc timp, cred că m-am născut sub o zodie în care timpul niciodată să nu va ajunge la pentru câte ani de făcut. Să mă ocupa decât când eram în serviciu. Conduc o serie de la Adnou Spiritualitate la editura de la Cluj, unde sunt publicat. Sunt invitat să prezint o serie întreagă de cărți care trebuie să citesc, să scriu articole. Toate televiziunile vor să te duci la ele, la radio la fel. Am 1000 de sarcini că nu știi în câte să împarți. Noi o luăm ca o făgăduință. Cu voia lui Dumnezeu veți mai veni. Voia lui Dumnezeu, dacă asta e posibil. Vă mulțumesc foarte mult pentru lecția pe care ne-a ținut-o astăzi și vă mărturisesc că m-ați impresionat foarte mult pentru că sunteți cu știința la zi. Iubiți telespectatori, vă rugăm să rămâneți în continuare pentru că urmează un cuvânt de învățătură a Sfântului Ioan Gură de Aur de rară frumusețe. Vă așteptăm și duminica viitoare, când avem un invitat deosebit, care va depune mărturie despre credința dânsului în secolul 21. Vă mulțumim pentru atenție!